Bun găsit, dragi prieteni! Cineva, la un moment dat, spunea că e aproape imposibil să fii și îndrăgostit și înțelept în același timp. Da, pentru că îndrăgostiții își pierd capul. Invitata mea este o fostă corporatistă care face psihoterapie. Ne cunoaștem de mult, am descoperit văzându-ne ochi în ochi. Doamnelor, domnilor, Miruna Stănculescu. Mulțumesc! Cu drag! Ce faci? Acum. Că acum 20 de ani știu ce făceai. Radio. M-am mai făcut un pic de radio și până se întâmple toată nebunia asta cu coronavirus. Am un cabinet, fac multă psihoterapie, am o pisică drept secretară. Nu, e ok, adică mă strădui să învăț să facă programări și să trimită mail-uri, dar fiindcă plătesc în crânțănele, e responsabilă doar cu bună dispoziție. Îmi place viața mea. Am și de ce, fiica mea e mare, am doar bucuria relației cu ea și nicio responsabilitate. Suntem, toate sunt perfecte. Uh-huh. În stânga e, ca de obicei, Mr. Curious, omul care află de la români, de la oamenii de pe stradă, lucruri pe care poate că nu le știm suficient. Mulțumesc! Cu mult drag! Astăzi vorbim despre iubire. E de ajuns iubirea, Mr. Curious? Nu. Este foarte necesară, dar niciodată nu e de ajuns. Serios, exigentule, abia aștept să văd ce spun și românii. Să ne întoarcem la subiectul ăsta. Citeam zilele trecute că în perioada asta de pandemie, anul ăsta 2020, când oamenii aveau nevoie mai mult ca oricând de iubire, a fost și epidemie de singurătate. Suntem mai singuri, suntem mai selectivi, ne e frică să ne îndrăgostim? Cred că sunt toate astea la un loc și oricum eram singuri și înainte, poate că ce s-a întâmplat acum, fiind forțați să rămânem mai mult între patru pereți, a fost că ne-am dat seama. Nu doar să fii singur a devenit o problemă, ci și să fii cu cineva a putut deveni o problemă, pentru că nefericiți au fost și aia care erau singuri și nu-și doreau asta, dar în egală măsură și cei care s-au trezit că stau cu cineva și nu vreau neapărat să interacționeze toată ziua cu persoana aia. Marele ingredient din viața noastră a tuturor e implicarea pe alte planuri, așa că în cuplu ingredientul de bază e absența. Și atunci când ne-am trezit cu cineva acolo, cum a adică, trebuit. Stai puțin, mai zi o dată. În cuplu, unul dintre ingredientele de bază în cuplu modern e absența, pentru că suntem foarte mult plecați, da? Că pleci dimineața și te întorci seara. Și e bine să fii plecat? Păi, nu e nici bine, nici rău, așa e. Alegi toată viața să-l găsești sau să o găsești, l-ai găsit sau ai găsit-o, sunteți împreună, după care ingredientul principal e pleacă. Absența, nu? Nu știu dacă e bine sau rău, dar așa e. Pentru că dacă ai o viață ocupată, ajungi să-ți petreci acasă, sau ajungeai să-ți petreci acasă, pentru că na, acum lucrurile sunt un pic diferite, dar ajungeai să-ți petreci acasă 2 sau 3 ore. Mă refer la partea în care nu dormeai. Brusc te-ai trezit cu cineva lucrând de dimineață până seara și nu toată lumea a fost foarte mulțumită de ce a aflat. Căutarea eficientă a unui partener, spun colegii mei de la Thrive Global, include realism, romantism, dar și o doză mare de optimism. Știi, realismul e mai greu de pus cap la cap, pentru că romantismul se declanșează automat când te îndrăgostești, optimismul tot la fel, că primești o lentilă roz brusc. Nu e o conspirație că e din ce în ce mai greu să-ți găsești pe cineva, pentru că primul motiv pentru care se întâmplă asta e că am vrut libertate. O avem și acum avem nevoie să ne descurcăm cu ea. Suntem foarte diferiți. Societatea setează extrem de puține convenții. Dacă te uiți la diferența care era pe vremea bunicilor noștri, acolo lucrurile erau foarte clare. Aveai un job description, o fișă de post pe care o primeai și era clar ce fac bărbații, ce fac femeile, convențiile erau clare. Păi și cum e mai bine cu convenții decât fără convenții? Nu știu, eu nu cred că există pe lumea asta bine sau rău, există doar un context în care lucrurile devin bune sau rele. Și orice ai face, pe lumea asta nu poți să ai doar avantaje, pentru că, na, știm cu toții, nimic nu e gratis. În lumea în care se nasc copiii de acum, nimic nu e clar. Sexul nu e clar nici, adică poate că la biologic e clar la naștere, dacă ai suficient de mult noroc, dar rest, cum te definești, cum îți definești identitatea sexuală, cine vrei să fii, ce partener de viață vrei, care sunt convingerile tale despre viață și lume, care sunt valorile tale, toate lucrurile astea. Că libertatea asta pe care, iată, o avem cu toții, creează niște așteptări prea mari? Creierele noastre au niște limite, de pildă una dintre ele e aceea că
posibilitatea de a lua o decizie, da? Capacitatea noastră de a lua decizii este invers proporțională cu multitudinea alegerii. Da? Adică, dacă vrei, e sindromul găina în grămadă. Dacă ai, poți să faci pe lumea asta orice, este extrem de greu să te hotărăști care e ceva din orice pe care vrei să-l faci, care e ceva din orice pe care vrei să-l fii, care e ceva din orice pe care ți-l alegi ca valoare, ca drum în viață. Bunicii noștri cred că luau 10 decizii majore. Chiar și eu, da, care am 52 de ani și m-am născut pe vremea cealaltă, da, de celălalt regim. Când m-am născut eu, normal era să ai vreo 10 decizii. Da? Cu liceul nu-ți băteai capul prea tare. E o diferență de vârstă între noi. Eu am avut mult liceu, de lucru aici. Cu liceul nu-ți băteai capul, dar nu aveai atât de multe opțiuni. Trebuia să decizi ce facultate faci, cu cine te măriți, câți copii faci, să ocupa decretul că făceai, câți reușeai să nu eviți. Da, cât aveam. Înainte de înainte, vremea părinților, nu știu, era cu decreții. Eu am prins, da, toată treaba, am beneficiat de Revoluție la 21 de ani, deci am prins o parte de asta. Beneficiat de Revoluție? Da, am beneficiat de Revoluție, da. Hai să ne întoarcem la îndrăgostire. Ok, deci spuneam că pe vremea lui 10 decizii, acum un copil ia mai mult de atât. Ia în fiecare zi câte o decizie. Până pe la 15 ani. Așa e. Când încă nu știe cine e și ce vrea să facă. Da. Ce e de fapt îndrăgostirea? Ce înseamnă? Și de ce ea pare că durează din ce în ce mai puțin? Nu cred că durează din ce în ce mai puțin. Îndrăgostirea e o stare, mare parte, și e diferită de dragoste. Dragostea e vorba filozofului ce rămâne după ce ai terminat să te îndrăgostești. Partea aia de început a unei relații are legătură foarte tare cu hormonii, cu feromonii și cu povestea pe care ți-o spui despre ce ți se întâmplă. Da, și despre ce crezi tu, că de multe ori ne îndrăgostim de o imagine, de ce credem noi, de ce vedem noi și îl punem pe celălalt în pantofii aia, după care încet, încet descoperim că la noi era problema, nu la... Fiecare dintre noi avem un script romantic. Exact. Scriptul ăla romantic se consolidează în copilărie, începând cu ceea ce vedem că se întâmplă în familia noastră. Asta te sperie câteodată după ce vezi ce s-a întâmplat în familia ta. Dacă eu mă uit ce s-a întâmplat în familia mea, pe mine mă sperie. Deci scriptul ăla începe atunci și pe urmă, în funcție de ce experiențe am cu prima dragoste și așa mai departe, cumva se consolidează. Atunci când întâlnesc o persoană care pare că seamănă, și atenție, nu trebuie să semene rațional, e suficient să semene emoțional cu ce îmi doresc eu, scriptul ăla se declanșează și până ajung să cunosc omul, o să fie foarte multă proiecție acolo. Adică e ca și cum pleci în căutarea, ai un scenariu de film, te plasezi pe tine în rolul principal și te duci să faci casting și uneori bagi oamenii cu sila în... fără să te uiți dacă au aptitudinile sau, mă rog, ce e nevoie, în așa fel încât să-și interpreteze rolul ăla așa cum de fapt îți dorești tu. Uite ce spun colegii mei de la Thrive Global, că îndrăgostirea nu e dragoste. Tind să fiu de acord cu ei. Îndrăgostirea e emoție, da? Adică e o combinată de emoții acolo. Are foarte mulți hormoni, da? E atracția sexuală care e foarte puternică. Cum confund eu care sunt mai, mă rog? Îndrăgostirea e o stare, dragostea e o emoție. Și eu știu, putem să-i spunem inclusiv sentiment, dacă stai să te gândești că se consolidează și se asociază. Și de ce nu sunt una și acela? Sau de ce nu sunt împreună? Păi, pentru că în mod total neromantic, de primii ani ai unei relații se ocupă hormonii. După ce, adică de primii între 2 și 5 ani ai unei relații se ocupă hormonii și după ce s-a terminat asta vezi și tu omul din spatele hormonului și toți aia care sunt la tribunal în perioada asta au descoperit omul din spatele hormonului și nu le-a convenit ce au văzut. Asta este una. Doi, creierul nostru are două feluri de cooperare cu realitatea. Mie îmi place să le numesc, lămâile sunt dulci și stulgurii sunt acri. Atunci când ne dorim foarte tare ceva, o să intrăm în modul de cooperare, lămâile sunt dulci. Adică, în mod funcțional, creierul ți ascunde toate dezavantajele și ți arată doar avantajele. Și oricine a fost îndrăgostit știe clar că, frate, chiar vrei obiectul dragostei tale sau al îndrăgostirii tale atunci când îl cunoști. Da? Vrei persoana aia neapărat. Și atunci toate defectele sau toate semnalele de alarmă pe care cineva le poate avea în momentul ăla dispar. Și el încep să apară Pe măsură ce îndrăgosteala se domolește și atunci aflu dacă pot să ajung la dragoste, care presupune un ingredient destul de greu de găsit și destul de greu de lucrat, respectiv compatibilitatea.
Și de-abia e cumva ca la team building într-un cuplu. Da, acolo ai patru faze. Ai formarea, da, în care oamenii pur și simplu se regăsesc și formarea aia, noi am decis că se face pe baza îndrăgostelii, adică total nerațional. Ai pe urmă furtuna, da, storming-ul, pentru că la un moment dat o să ne batem cap în cap după ce trec toți aburii aia, o să începem să ne batem cap în cap atunci când descoperim că avem convingeri și care părere, nu sunt neapărat aceleași de toate părțile. Pe urmă ai norming, adică un cuplu are nevoie să-și facă sau să-și stabilească care sunt convențiile comune și de-abia de acolo începe dragostea. Pentru că doar având chestii în comun, poți să începi să ai atașament, poți să începi să ai sentimentul de apartenență, poți să începi să ai sentimentul de scop comun, adică ce se numește popular să tragi la aceeași căruță. Și pe urmă o să ai performing, da? De-abia atunci niște oameni pot să performeze împreună. Și sigur că ne mai întoarcem, că viața e plină de surpriză și zic asta inclusiv din pantofii cuiva care stă cu altcineva de aproape 30 de ani. Ne schimbăm și mai ajungi la storming și te întorci la norming, da? Te întorci la a face norma și a adresa și a descoperi deci care sunt regulile într-o situație. Toate astea sunt într-o logică, dar din când în când logica asta se poate modifica și adapta în funcție de situații, în funcție de lucrurile și mai ales de evenimentele din viața celor doi. Lucrul cel mai interesant e că noi pornim de la premisa că tot ce trebuie să faci e să-ți găsești pe cineva. Dacă pleci la drum cu acel concept de suflet pereche, cam așa e. Înseamnă că există în lumea asta cineva, l-am găsit, gata. Ne asumăm tot felul de valori care nu sunt neapărat în linie cu biologia. De pildă, monogamia. Noi, biologic, nu suntem monogami. Monogamia e o valoare asumată moral. Și avem impresia că tot ce trebuie să facem e să găsim cetățeanul, respectiv cetățeana, și că e, din momentul ăsta m-am scos, sunt îndrăgostit, salut, aia e, o să dureze toată viața. Și creierul oricum îți spune că o să dureze toată viața, că așa face, da? Ea e emoția prevalentă și îți spune că așa o să fie. Face asta când ești îndrăgostit, când ești speriat, când ești trist. Dar așa pare, că o să fie toată viața. Și ne așezăm pe spate, cum spunea o melodie, și lăsăm doar viața să-și facă treaba. Ori un cuplu înseamnă foarte multă muncă. Mult, așa e. Da. Bine, hai să vedem ce i-a întrebat pe românii Mr. Curious. Despre o fi greu să-ți găsești așa numitul suflet pereche? De ce pare că e complicat? I-am întrebat Liana și despre asta, bineînțeles. Din toate răspunsurile lor, pentru că am vorbit și astăzi cu foarte mulți, au rezultat două aspecte importante. Unu, evident și previzibil, pentru toți, dragostea înseamnă enorm de mult. Și doi, mai puțin previzibil, nu mulți au fost cei care m-au lăsat cu sentimentul că dragostea, odată dobândită, se transformă în acel bibelou de porțelan, cum spunea poetul, care are nevoie de îngrijire. Nu e suficient să-l lași într-o vitrină acolo și las că se descurcă el. Îl am, e al meu, nu mai trebuie să am grijă de el. Dacă n-ai grijă de el, se pune praful pe el, vine pisica care îi mai dă o lăbuță și se face praf. Și mai târziu aș fi foarte interesat să aflu de la distinsa noastră invitată dacă acest praf și acea pisică pot fi numite plictiseală sau pot fi numite obișnuință, rutină, monotonie sau chiar derapaje extraconjugale. Da, despre toate o să vorbim aici, îmi spune pe bune. Deocamdată hai să vedem ce spun oamenii pe care i-ai întrebat pe stradă în București despre iubire. Spuneți-mi, vă rog, doamnă, ce importanță are dragostea în viața unui om? Păi fără dragoste, în primul rând, nu putem trăi. Da? Deci dragostea dintre noi este cea care ne menține în viață, sănătoși și frumoși. Și cum se spune, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Important e să iubești, să ai pe cineva în viața asta, categoric. Foarte mare importanță. Asta înseamnă totul, nu? Fără dragoste, na, nu existăm. Momentan, nu, sunt mai mult pe plan profesional, dar, ce să spun, este importantă. Adică, it's the most basic thing in our life, to love and be loved. So, I think it's the most important, and health. Fără dragoste, nu poți conviețui. Spune-mi, te rog, de ce crezi că multora le este foarte greu să-și găsească partenerul ideal?
pentru că sunt fixiști, caută acel model pe care ei și-l doresc, dar nu prea există. Sunt retice, nu știu de ce. There is internet and so internet has destroyed the relationships. Probabil stau prea mult și pe site-ul de socializare. Până nu dăruiești tu, să n-ai pretenția nici să primești de la celălalt. Mai ține și de aspectul fizic? The flirt, the flirting, everything has disappeared now. Oamenii s-au schimbat percepțiile, sunt mult mai individualiști, vrem fiecare și ne simțim bine așa, în confortul nostru. Mai intervine și partea aceea cu părinții, că fără părinți nu poți să faci nimic. The other thing is that sex is so easy in these days, so there is not loyalty. Ce credeți că se confirmă mai des în dragoste? Contrastele se atrag sau cine se aseamănă se adună? Eu cred că cine se aseamănă se adună. Cine se aseamănă se adună. Contrastele se atrag, într-adevăr, mai mult atracție, dar nu de durată. Dacă avem aceleași valori, ne atragem. Dacă avem aceleași idealuri, ai doma. Sunt de acord. Da? Deci nu mai merge cu contrastele se atrag. Ele s-au atras, le-a trecut. Acum e despre cine se aseamănă se adună. Foarte interesant. Am aflat de la oamenii de pe stradă că, iată, sexul e la îndemână, e foarte ușor, deci e greu să creezi loialitate. Asta spunea una dintre doamne. Și foarte interesant este faptul că ai văzut în funcție de vârstă și de preocupări și de... Oamenii gândesc diferit iubirea, dar toți avem nevoie de ea. Aș vrea să comentăm puțin ce am văzut pe stradă. Unde suntem? Eu simt nevoia să diferențiem, adică să diferențiem un pic. Dragoste e dragoste sau pentru orice, da? E o emoție care e universală. În general, emoțiile sunt semnale biologice standard, dar nu există mai multe feluri de frici și nici mai multe feluri de dragoste ca emoție. Se combină diferit, adică în funcție de ce generează, se combină cu diverse lucruri, da? Cu un partener de cuplu se combină și cu sex, se combină cu atașament, cu respect, dacă ai noroc, dacă nu ai noroc, da. Asta e situația, compatibilitatea și așa mai departe. Cu părinții se combină cu loialitate, se combină cu respect. Sentimentul de recunoștință, cu respect, din nou, dacă ai noroc, că nu neapărat, etc. Și dragostea pentru pisică e și ea acolo, sau pentru cățelul care ți-e partener de... Deci, da, fără dragoste nu putem să trăim. Dragostea e umbrelă? E umbrelă. Și în funcție de ce mai pui pe lângă ea, ies mai multe tipuri de dragoste. Dar, de pildă, fapt că oamenii care au un partener de cuplu sunt mai fericiți decât aia care nu-l au, e un mit, că nu e așa. Fiecare dintre ei, din ambele categorii, sunt fericiți dacă au sentimentul că aleg. Dacă eu sunt silit să stau într-un cuplu, o să fiu fix la fel de nefericit ca ăla care se simte silit să stea singur. Adică, de pildă, nu-și găsește sau are sentimentul că nu-și găsește un partener sau o parteneră cu care să poată să facă un cuplu. Deci alegerea e cea care ne face. Sentimentul că suntem în control și sentimentul că alegem e chestia care ne aduce fericirea, nu neapărat dacă suntem într-un cuplu sau nu. Dar dintre oamenii care sunt singuri vor compensa nevoia de atașament și de dragoste în familie, între prieteni și își vor găsi echilibrul ăla. Sunt și oameni care sunt fericiți stând singuri. Aș vrea să știu dacă există și... acțiunea inversă îndrăgostelii. Adică te poți dezîndrăgosti? O, da. Asta știm. Întrebarea este, care sunt semnele clare că a trecut? Noi pornim, dat fiindcă pornim îndrăgostiți în relații, avem cumva și un dezavantaj. Pornim de foarte sus și de acolo încolo o să fie doar la vale. Da? Pentru că emoțiile nu mai au aceeași intensitate. Și știu foarte multe lume care lasă relații perfect funcționale pentru că pleacă în căutarea fluturilor din stomac pe care i-au pierdut. De dependență, adică. Ei, fluturile aia au legătură cu incitarea începutului. O relație de lungă durată o să aibă și dezavantaje. Și atunci pornim cu sentimentul că, da, trebuie să fie fluturi în stomac, pornim cu așteptarea că partenerul nostru de cuplu o să se uite la noi la fel după 20 de ani de relație, atunci când, nu știu, intrăm în neglijent în cameră și, sincer, dacă n-are Alzheimer, n-are cum să se uite așa. Pentru că te-a mai văzut de nu știu câte ori. Nu are cum să se uite la fel ca în prima seară când te-a văzut. Da. Și nici tu nu te uiți la fel la el, de altfel. Pe de altă parte,
Aș vrea să vorbim puțin. Unul dintre oamenii intervievați de Mr. Curious de pe stradă, o doamnă, cred, a spus că a apărut internetul și că asta e o treabă proastă pentru iubire. În ce măsură s-a întâmplat ceva în era asta a tehnologiei, când vedem multe imagini pe toate conturile de socializare, de iubire idilică și aproape necondiționată, sunt doar imagini, evident. În ce măsură faptul că avem acces, sunt atât de multe aplicații și știm, în care poți găsi la comandă un partener de orice, inclusiv de sex, în ce măsură toate astea sunt niște obstacole? Cred că poate să fie și resurse și obstacole, dar nu pot să rezist. Vreau să mai sparg un mit, ăla cu iubirea necondiționată. Te rog. Iubirea necondiționată între adulți se numește dependență. Nu există așa ceva. Eu nu pot să stau într-o relație indiferent ce ar face celălalt de lângă mine. Nu există așa. Deci singura iubire necondiționată care e funcțională e de la părinte la copil. Câtă vreme copilul ăla nu e adult, că dacă ajunge adult nu mai e chiar așa. Și acolo e tot necondiționată, dar există un dar. Avem un da, e cu grijă. Dar să ne întoarcem, poate să fie și resursă și problemă. Internetul poate fi o resursă pentru că setează o convenție. Noi Corect. Nu mai știm care sunt convențiile. Măcar înainte, sub ulanul căsătorit avea o verighetă. Nici asta nu mai e acum. Nu știi cine e disponibil pentru ce. Nu știi, nici măcar nu știu. Dar și dacă are verighetă, s-ar putea să fie un tip sau o tipă care în convenția lor, în relația disponibil. Lor, să fie disponibil. Amândoi. Da. Internetul ne ajută, de asta au luat așa de mare amploare, pentru că internetul face chestia asta, te ajută să setezi o convenție într-o lume în care habar n-ai cine vrea să facă ce. De ce de ajutor? Din punctul ăsta de vedere e o resursă. E o problemă, mai ales pentru că avem impresia că fericirea e pe toate drumurile. Așa. Și pentru că noi toți ne ascundem vulnerabilitățile și vorbim mai degrabă despre reușitele noastre. Nu mai e nimeni mediocru, toată lumea e fericită, toată lumea își găsește partenerul și o duce într-o fericire. Da, dar uite, în pandemie, și sunt cifre publicate de absolut toată lumea, a crescut numărul violențelor în familii, în cupluri, în comunități. De ce? Pentru că, așa cum spuneai mai devreme, o perioadă am stat mai mult noi cu ai noștri și a fost foarte greu să ascunzi, pentru că dacă stai cu omul față în față foarte multă vreme, e foarte greu să mai ascunzi că e ceva disfuncțional acolo. Ba dimpotrivă, pare că se adâncește. Îți iese, și e foarte greu să-ți mai ții emoțiile alea pe care altfel le deversai cumva sau, în fine, nu te călca unul de lângă tine pe nervi atât foarte de tare, și, e foarte greu să le mai ții sub control. Hai să vorbim o clipă despre un lucru des întâlnit sau poate că ni se pare nouă. Și anume, ce faci când nu mai e atât de bine? Ce faci când lucrurile devin așa călduțe? Nu e nici rău, nu e nici bine. Cum facem? Când? Există soluții să ne reîndrăgostim? Sigur că există. De aceeași persoană? De aceeași persoană. Creierele noastre au niște priorități. Și sigur o să vă dezamăgesc acum, nu e cum ați crede că prima prioritate nu e să fie inteligente, e să fie eficiente. Ca să fie eficiente, au nevoie de niște tipare. Și atunci, inclusiv în relațiile noastre, o să existe niște tipare de interacțiune. De-aia ne plictisim, pentru că celălalt devine previzibil. E besna minții, dar ne certăm la fel într-un cuplu. Există o secvență în care te cerți la fel. Se întâmplă aceeași treabă. Cineva face ceva, tu faci altceva și așa se ajunge la ceartă. De aia și știm, când te cunoaște cineva suficient de bine, are nevoie de maxim 30 de secunde să te scoată din minți. Pentru că tiparul ăla există acolo și e inconștient. Dar ne și iubim la fel, facem lucrurile în același fel. Când simt că m-am plictisit și știu că restul lucrurilor sunt acolo, e semn că am nevoie să ies din tiparul ăla. Adică să te întreb când ai făcut ceva diferit în cuplul tău, altcumva decât ți-e confortabil să faci. În orice, că e vorba de sex, că e vorba de concediu, că e vorba de, nu știu, felul în care mergi la plimbare, când ai făcut ceva diferit? Da, mă gândeam la mine, înțelegi? De-aia a fost un moment de liniște. Nu o să răspund. Bun, asta e prima întrebare. Ce am făcut eu sau ce pot să fac eu diferit? Este despre mine, nu este despre celălalt. Da, asta e altă problemă în cuplu. Știi că toată lumea Știu. Lasă pe celălalt. Adică în loc să mă întreb pe celălalt. Da, în loc tu. Să mă întreb ce pot face eu, o să aștept ca celălalt să facă ceva. Da, asta e foarte bună. Te-aș ruga frumos să-mi povestești ce se întâmplă atunci când
găsești, descoperi că te-ai îndrăgostit de cineva care e complet nepotrivit. Există nepotrivit? Ei, cum să nu există nepotrivit? Există inclusiv toxic, nu doar nepotrivit. Știi, să intri într-o relație bazându-te exclusiv pe îndrăgosteală, și eu le dau exemplul ăsta clienților mei, e ca și cum am picat de acord că oricare dintre noi de aici se duce să-și ia un credit de la o bancă fără să întrebe de condiții. Da, e foarte plastică această comparație. Așa, și vorba aia, relațiile de lungă durată sunt ca și cum ți-ai lua un credit la bancă, nu? Încă durează cel puțin, sau așa ne sperăm, da? Cel puțin o viață întreagă. Vine cu niște rate, că ai niște obligații, ai niște responsabilități și e cam prost dacă te oprești la mijlocul creditului. Aș mai vrea să te întreb atât de multe, dar pentru că mai devreme Mr. Curious a vorbit despre praful de pe bibelou. Da. Și despre ce se întâmplă și cu pisica aia. Și pisica aceea care poate uneori să vină să facă praf acel bibelou. Este foarte interesant ce am aflat de la distinsa invitată. Aș vrea doar să completez cu un singur lucru. Cred că atunci când simțim că ne-am plictisit sau că ceva nu mai merge sau că am intrat în acea fază călduță, cum ai spus tu, Liana, cred că cei asupra cărora trebuie să lucrăm suntem noi înșine. Așa cum a spus invitata noastră, foarte bună înghețata cu cireșe la început, dar după o lună, după șase, după un an, te plictisești, evident, pentru că suntem oameni. Adaugă puțin fistic deasupra. Mai vino și cu două lingurițe de frișcă și nu ți se va părea la fel, nu te vei mai plictisi. Pentru că altfel, pentru că, așa cum am spus mai devreme, suntem oameni și e în natura noastră să ne plictisim, ajungem ca la întrebarea cu pricina. Dacă ar fi să alegeți între un milion de euro și încă 10 ani cu actualul partener, ce ați face cu banii? Da. Și nu în ultimul rând e nevoie să vezi dacă și omul de lângă tine vrea frișcă peste înghețată, că poate na, între timp o vrea fără frișcă. Esther Perel spunea într-un interviu, e o persoană pe care eu o urmăresc foarte tare, și eu, că e un soi de obișnuință în cuplurile cu vechime să plece și să se întoarcă. Este asta o soluție? Pentru că mintea românilor, povestea asta cu trădatul, cu înșelatul, este aproape moartea unui cuplu. Nu neapărat. Oamenii încep să vadă valoarea unui cuplu. Eu am cunoscut cupluri care au făcut din înșelatul unuia dintre ei cel mai bun lucru care li s-a întâmplat. Cât de multe sunt aceste cupluri? Puține, probabil. Nu știu, să-ți... Ok, sunt clar, mai puține, sunt clar mai puține cele care reușesc să facă asta decât cele care nu. Insist, nu în ultimul rând, pentru că noi ne asumăm ca valoare monogamia, dar nu ne asumăm și munca, da, și nu ne asumăm, ni se pare cumva că vine la pachet cu faptul că ai găsit pe cineva și, nu știu, ai zis da undeva și nu e așa. Nu, deloc. Și asta este tot o concluzie. Nu, în niciun caz nimic nu durează pentru totdeauna. În fiecare zi trebuie făcut ceva, gesturi, lucruri, orice. Nu e bună monotonia, chiar dacă sunteți de 10 de ani împreună. Din când în când e nevoie să simți și să arăți. Cred că așa ar trebui să încheiem. Faptul că noi, oamenii, suntem cumva depindem de acțiunile celorlalți, dar ne gândim că prea puțin, că doar în mintea noastră sunt intenții, nu și acțiuni. Mulțumesc tare mult pentru emisiunea de astăzi. Oameni buni, despre iubire cu iubire am mai vorbit încă niște ceasuri de acum înainte. Ne oprim însă, vă promit să ne revedem tot aici, la Spune pe Bune, pe Magic TV, pe canalul de YouTube, Magic FM. Dacă vreți să ne faceți o sugestie, o persoană pe care o admirați sau o temă care vă dă bătăi de cap, vă așteptăm, ca de obicei, la info@thriveglobal.ro. Să fiți bine! Până data viitoare!